La patruan de la Revoluția Română din 89, Timișoara, mai ales spațiul în care s-au desfășurat majoritatea manifestațiilor de stradă, arată ca un oraș civilizat din Europa, în preajma sărbătorilor de Crăciun. Mai ales noaptea. Noaptea care topește asperitățile și duritățile cotidiene, noaptea cu vraja ei sporită de becurile și firmele colorate. Prilej pentru un alt number din Piața Operei, când dispăruse frica, pentru că timișorenii erau toți împreună. A izbutit Timișoara să devină primul oraș liber. Cea mai grea noapte a fost noaptea de 16 decembrie, pentru că a fost momentul psihologic fundamental, momentul bătăliei cu frica și cu sentimentul zădărniciei, mai ales cu acest sentiment al zădărniciei pe care Milincu, ca seră 25 de ani de domnie foarte al lui Nicolae Ceaușescu. Toți aveam senzația că orice am face pe Ceaușescu nu putem răsturna. E noaptea aceea s-a realizat o comuniune în jurul ideii de a merge până la capăt. În sensul că în masa ce se deplasa aici prin fața catedrale și apoi către circunvalațiuni, se discuta permanent același subiect, ce facem mai departe. Și toți erau de acord că trebuie mers până la capăt, că nu trebuie să ne retragem. Dacă ne retragem, atunci vom păți ca la Brașov, vom păți ca la Tiananmen. Brașov și Tiananmen erau cuvinte care reveneau foarte des în discuțiile acelea în întuneric între scandări. De aceea, cea mai scandatele, zic, și cea care a adunat cele mai multe voci era luptăm, luptăm, luptăm și câștigăm. Era sentimentul sigur că dacă a doua zi nu ieșim, am pierdut bătălia. De aceea s-a ieșit în 17 într-o proporție mai mare. După masacrul din 17, timișorii au ieșit și în 18 și 19 în diferite cartiere. Au fost din nou reprimate aceste ieșiri. Ca apoi în 20 să fie grevă generală și să iasă toți în stradă. Proiectul acestei bătălii fără fără alt capăt decât victoria, a făcut victorioasă Revoluția de la Timișoara. A fost un proiect al fiecăruia dintre cei care au ieșit în stradă. Dar să realizase un consens asupra lui. Și fără ridicarea bucureștenilor, de asemenea, și a lugojenilor, și a clujenilor, și a celorlalți. S-a scanda puternic, azi în Timișoara, nu în toată țara. Și credeau cu toții că această lozincă va fi auzită și va fi urmată, pentru că aveam sentimentul atunci că nu susținem numai interesele noastre, ci ale întregii națiuni române. Asta era chiar o realitate. Era o realitate. Și mizam pe acest extindere rapidă a Revoluției în România, avem în vedere și conjunctura internațională. Nu uitați că eram ultimul din Europa care mai stăteam sub dictatură. Noaptea, singura luminare care mai arde la mormântul din fața catedralei, pare uriașă și mai ales simbolică. Ziua, oamenii trec grăbiți și preocupați doar de propria lor viață. Cercetătorii numeroasei tranziției își încep lucrul. Studenții strâng fonduri pentru acțiuni caritabile de Crăciun, iar revoluționarii, cei care au fost primi în decembrie 89, cei care au stat zile și nopți în balconul Operei sau al fostului Comitet Județean de Partid,
cei care au fost arestați sau răniți, ei, revoluționarii, care au alcătuit 5 asociații în Timișoara. Ei ce fac? Marius Mihoc, un inginer electronist de 25 de ani, din Asociația 17 decembrie, pregătește un gest de protest. În numele Comisiei pentru Adevăr și Dreptate a Asociației 17 decembrie am cerut Comisiei Senatoriale care se ocupă de anchetarea evenimentelor din timpul Revoluției să dea o declarație că nu se vor mulțumi numai să descopere cei care au reprimat Revoluția, ci vor întreprinde și demersurile necesare, tragerea răspundere a acestora și a tuturor celor care i-au ajutat până acum să scape de răspundere. Totodată am cerut Comisiei Senatoriale să dea niște dezmințiri la rapoartele precedente ale acestei comisii, alcătuite de domnul Sergiu Nicolaescu. Dacă nu vor face asta, ce se va întâmpla? Dacă nu vor face acestea, membrii Asociației 17 decembrie și s-ar putea ca și alte asociații să adere ulterior la acest punct de vedere, nu vor depune mărturii în fața comisiei senatoriale. Alții sunt în a 72-a zi în care pe treptele prefecturii cer schimbarea prefectului județului Timiș, care, spun ei, nu respectă legile țării, defavorizându-i de la legea 42 tocmai pe cei pentru care ea a fost elaborată. Alții, reprezentanți ai celor 5 asociații de revoluționari, Victoria, Altar, Forumul Revoluționar, Asociația 17 decembrie și Fundația Națională a Revoluționarilor, atacă cu argumente susținute de cei 4 ani petrecuți din decembrie 89, amânarea răspunsului puterii la ultimele două puncte din proclamația Frontului Democrat Român, elaborată în 20 decembrie 1989. Majoritatea revendicărilor cerute de manifestanți în acea zi de dinaintea căderii dictaturii au fost sau sunt în curs de a fi împlinite. Lucrați atunci la această proclamație, deci am făcut parte din echipa care am pregătit-o. Deci vreau să vă spun că, în primul rând, nu sunt deloc adeptul celor, cred că puțin, care susțin că în România nu a avut o revoluție. A avut o categorie de revoluție, și acest lucru este certificat de ceea ce s-a obținut. În primul rând, libertăți fundamentale care înainte nu au existat. Dacă cei care apreciază prin prisma economicului, prin prisma puterii noastre de cumpărare la ora actuală, dacă a fost sau nu o revoluție, s-ar putea să aibă altă părere. Cert este că poți să fii și liber, poți să fii și frământ, poți să fii și rob, poți să fii și rob. Deci, noi prin prisma acestei proclamația Frontului Democrat Român, care trebuie să se știe, a fost formațiunea politică constituită în 20 decembrie la Timișoara, în condiții de ilegalitate. Deci, organizația revoluționară care a transformat revolta în revoluție, dând un program și conducând, practic, această revoluție la Timișoara până la victoria și căderea dictatorului. Deci, această programație a cuprins un număr de revendicări fundamentale care, eu pot să spun cu mândrie, în majoritate, astăzi, sunt realizate. Două mi se par însă punctele fundamentale, pentru că și noi le-am marcat atunci în această proclamație, în mod distinct, care, din păcate, nu s-au realizat în totalitate sau cea mai mare parte. Și anume, citez, cerem cu fermitate să fie trași la răspundere cei care au dat ordin să se tragă în popor. Din păcate, la acest punct au rămas în mare parte distanțieri. De asemenea, cerem restituirea decedaților pentru a fi îngropați după datină cu dolul național. Iarăși, un deziderat îndeplinit mai în parte, pentru că așa cum știm, cadavrele celor din Timișoara au fost arși, au fost aruncați în condiții nedemne, într-o gură de canal și acest lucru nu doar. Așa după cum se știe, la Timișoara, acești martiri ai Revoluției au acum niște morminte. Niște morminte, însă, fără nimic, niște morminte simbolice. Deci foarte multe din punctele care sunt cuprinse în proclamație, cum ar mai păcat la Revoluție, că, într-adevăr, s-a făcut mult. Și mi se pare mie că s-a pierdut. Era momentul Revoluției, erau primele luni după Revoluție. Când eu am simțit treaba asta în Timișoara, am simțit-o și în alte părți din țară. Toată lumea vrea să tragă o linie, să înceapă o viață nouă, să lăsăm minciunile, să
lăsăm raportările false, să lăsăm lașitățile. Deci, în toate domeniile, oamenii de jos până sus, parcă era o tendință, indiferent că domnul făcuseră mai mult rău, nu mai puțin rău, era tendința de a trage o linie, de a începe ceva în rău. Era problema de rău, care contaia la și care că noi, în zilele Revoluției, credeam că dacă domnul Sfântul, va fi problema cea mai simplă de rezolvat. Pentru că am văzut pe cei care au tras, pe cei care au bătut, pe cei care și-au dus datoria în primele de activiști până la capăt. Îi cunoșteam, îi cunoșteam în orașul întreg și credeam că va fi foarte simplu să fie trașa răspundere prin semnul legilor, fără răzbunare, fără probleme personale sau fără sânge. Din păcate, acum la 4 ani de revoluție, dispostare generală, nu mai am de revoluționarilor, toată păturața, în Cioroni mai ales, simt că nu s-a făcut nimic în acest moment. Și de aici a început totul. De aici, după părerea noastră, a început totul. Când minciunea vechi a fost înlocuită de minciune nouă, când din nou s-au analizat fapte, când trebuie evident că a fost poleită, deci revoluția a devenit o legendă, s-au uitat fapte, s-au uitat de sângele care au curs, nu au existat vinovați, a dispărut, practic, adevărul. Și a rămas o legendă frumoasă, odată pe anunță, președinția, guvernul, toată lumea cumorează. Credeți că s-a instalat, s-a reinstalat frica? Nu, nu s-a instalat frica, oamenii nu mai vor să vorbească, nici mai sunt curioși sau revoluție pentru că, totuși, după mine, la 4 ani de la revoluție, dacă în acele zile, în 16-22, când a apărut această proclamație, am fost poate unul din cei mai fericiți, nu știu, mi s-a părut, a fost cea mai fericită, e ziua cea mai fericită din viața mea. M-am simțit nou născut, alt om, deși am trecut, am văzut ce înseamnă aproape moartea, om a fost împușcat exact lângă mine, în seara de 22, Ceaușescu căzuse, lângă mine, în fața unui aprozan, și totuși m-am simțit extraordinar, fericită. M-am dat seama, credeam că o să trăiesc o nouă lume. Nu știu dacă împlinirile din decembrie, de atunci câteva zile, după 4 ani, s-au realizat, nu. Au fost doar niște vise, că am avut alegeri liberă, nimeni nu spune nimic. Social, mergi pe stradă, să zicem, lumea te cunoaște. Se uită la tine, dacă mai spui că ești revoluționar, deși termenul ăsta mă deranjează pe mine sau luptător, îți dai spune că din cauza voastră am ajuns. Sunt oameni și sunt foarte mulți. Chiar astăzi m-am întâlnit cu cineva, am luat o discuție și mi-a spus că o regretă ce am trebuit. Este bine să trebuie să răspundem cu acestea. Deci, de punct de vedere social, nu știu dacă am realizat ceva. Adică, din potrivă, sărăcia este mult mai mare. O țară întreagă l-a ascultat pe generalul Stănculescu, declarând că la Timișoara a tras armată, a tras securitate. În acel moment, la Timișoara, armata era reprezentată de generalul Stănculescu, generalul Dușe și locotenent colonelul Zeca. Acești oameni sunt trei exemple care constituie, cred că, răspunsul la întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră. Citiți-mă! Eu de câte ori văd la televizor pe acel zâmbet superior cu care defilează deasupra camerelor de TV și deasupra celorlalți oameni prezenți, mă simt undeva, nu știu cum să vă spun, umilit, parcă de faptul că acești oameni au ajuns la conducerea țării după Revoluție, când de fapt ei trebuiau în primul rând să apară în fața justiției și să spună exact care sunt cei care răspund pentru morții de la Timișoara. Din punct de vedere al moralității societății actuale, valoarea este cum sunt față probabil, deci nu cred că este bun câștig. Bun câștig ar fi putut fi în momentul în care, după Revoluție, s-ar fi oferit întregii societăți, de câte cetuși atunci se oferă acest lucru, un țăr omului, un țăr foarte clar, așa cum au făcut și alte țări după dezastre de genul pe care l-am trăit noi și în Revoluție și în timpul Revoluției, ce-o puțin în Timișoara. Trebuie să se ofere aceste societăți un țăr. Domnilor, am fost până așa cum am fost, săraci, miliți, mințiți, departe, nebăluți au fost împușcați, suferim și acum. N-ar fi fost important că suferim și acum dacă am fi știut încotro ne îndreptăm. Și colegul cu cele spuse de ceilalți participanți, bineînțeles că nu putem ști încotro mergem dacă nu știm ce a fost în timpul Revoluției
și ca reprezentantul Asociației 700 de Cimbri, trebuie să vă spun că una din marele preocupări și permanentele preocupări ale asociației noastre prin diferite comisii, date în presă, date pe post, locale, naționale, a fost tocmai această aflare a adevărului. Cum este că, acum la 4 ani de la Revoluție, noi am declarat și la procuratură și la toate organele care erau interesate de aflarea adevărului despre Revoluție, tot ceea ce știam. Din păcate, unii nu știu prea multe, pentru că în momentul când au ieșit la prima manifestație, sau la 2017, au fost secerați, au zăcut pe patul spitalelor, acum sunt integrați, o parte din ei, o parte încă suferă. Deci asta este problema asociațiilor actuale, dar dacă trecem peste aceste suferințe, dacă am fi știut că ne îndreptăm spre ceva bun. Și acest ceva bun trebuia spus de la bun început, prin darea și definirea justiția celor vinovați și ce eu cred că este foarte important pentru întreaga țară, pentru întreaga societate. Domnule, acolo vrem să ajungem, unde vrem să ajungem, de fapt. Pentru că dacă știi unde vrei să ajungi, singur ajungi. Și dacă nu știu unde vrei să ajungi, deviezi, nu știu unde te îndrepți, mergi într-o beznă totală, cu repercusiuni și sociale, cum se vede, și morale, cum se vede. Cred că aici este marea problemă a zilei de azi, încotro vrem să mergem. Care credeți că este justificarea acestei tehnici a tergiversării în aflarea și în demonstrarea adevărului? Foștii comuniști s-au uitat din nou și au făcut un sal peste Revoluție, au pus mâna pe economia națională, în toate domeniile, în special la Timișoara, toate au fost așa. De exemplu, privatizarea de pe centru Timișoara este în total mental al lor, ba mai mâncat, și arestații care au fost vinovați, care au tras, sunt cei mai mari milioane la Timișoara. De unde să aflăm adevărul? Noi, majoritatea din Revoluția, suntem șomeri. Cum să se afle adevărul despre morți și despre rii și despre luptă din Timișoara dacă în punctele cheie sunt aceiași comuniști de înainte? Și poate că nu spuneați, nu comunism, facem comunism, facem capitalism, dar tot cu noi. Deci voi rămâne toți săraci, sclavii noștri, dar mai multe atât, munca noastră de 45 ani de muncit non-stop, sunt la munca, deja în falimentarea toate întreprinderile. Ca să le cumpere tot de ei, care au strâns valuta și acum noi ne-am facilitat să nu se la suprafață cu banii. Directorul a devenit patron. Toți directorii din patron, toți securiștii sunt milionari, dar toți foștii activiști. Revoluția din decembrie 89 a fost în sufletele noastre. Ea a rămas, continuă să rămână în sufletele noastre și atâta timp când poporul ăsta trăiește în sărăcie, atâta timp când nu aflăm nu pune pe tapet adevărul din decembrie, cine a tras în noi, unde sunt teroriștii, niciodată nu o să fie liniște în țara asta. Cred eu că în ora actuală suntem în faza în care fiecare trebuie să-și facă revoluția în el. Și aici, cu aluzie, și poate o să ne creadă cineva naiv, să-și facă cei din decembrie toți revoluția în ei și să vină să spună ce au realizat până acum, și mai ales să vină să spună adevăr. Pentru că ora actuală asta se dorește și cred că ar fi un gest care ar pune bazele unei societăți pe care ne-am dorit. Noi în decembrie 89 am jurat de vorbă până la pe conducție, până la capăt. Iar la debut în decembrie până cei care au debut eroii noștri din Timișoara. Și trebuie să ne ținem jurământul, dar atâta timp dacă nici la țării noastre nu există. Comuniștii într-adevăr, am spus, dar comuniștii au rămas. Deci, cuculatura s-a dus, dar ființele, deci oamenii care au fost comuniști, tot aceiași sunt de mine. De ce să le ocolim? Cred că după Revoluție ne-am recâștigat o mare merită a voștri noastre televiziune. O mare parte din adevărul nostru ca popor, ca națiune, s-a făcut prost și a notat adevărul despre deținuții politici, politicii comunistului, despre rolul mai antonesc, de exemplu, în istoria țării. E foarte important că ne recuperăm tot adevărul istoriei noastre. Important, zic, în 89, cred că speranța dispăruse. Deci a fost un miracol că Revoluția a izbucnit și că a gândit în Timișoara și că a reușit. Cât un miracol sau nu știu ce, încă ce a fost.
noastră, asta a reușit să triumfe. Categoric, Revoluția Română nu s-a terminat în 1989, deși faza ei esențială s-a produs atunci. Deci eu cred că comunismul a fost răsturnat în România în anul 1989, decembrie. Mai departe urmează faza de consolidare a noii societăți. Din acest punct de vedere, cred că foarte important este să punem această societate pe baze morale. O societate bazată pe o minciună originală în anul 1989, marcată după 22 decembrie, în momentul în care un grup la București a preluat puterea printr-o acțiune pe care nici până în prezent nu știm cum să o denumim, pentru că Revoluția s-a terminat odată cu fuga fostului dictator. Ce a urmat mai departe, după părerea mea, este o acțiune conspirativă de preluare a puterii, care a dus la echipa conducătoare de astăzi și care acționează de așa manieră pentru a nu afla cine a tras în decembrie, pentru a nu afla cine a tras după 22 decembrie și pentru a menține la putere structuri care, în noua concepție a societății pe care noi am clădit în anul în decembrie 1989, pe care am dorit să o tradim atunci, după părerea mea, nu-și mai au locul, cel puțin în față, cel puțin la conducerea țării. Revoluționarii timișoreni nu sunt singuri, azi, 16 decembrie 1993. Meetingul organizat în toată țara de asociațiile revoluționare, de Alianța Civică, de mai multe ligi ale studenților și de sindicate, cheamă toate forțele democratice, toți românii, pentru salvarea grupului Ilascu, pentru comemorarea martirilor Timișoarei, dar și pentru strângerea semnăturilor pentru o lege care să urgenteze cercetările și stabilirea vinovaților în represiunea din decembrie 1989. Oricât ar fi de dureros, adevărul, recunoașterea lui, doar el poate mântui de convulsii și neliniști societatea română. Pentru dreptul la demnitate și verticalitatea ființei umane, au murit 1000 de români în decembrie 1989. Nu este oare firesc să plătim fiecare dintre noi pentru propriile noastre lașități și trădări? Dar pentru viața lor, oprită fără milă, cine plătește? Eu sunt Gheorghe, 19 ani, Judea Dan Andrei, 21 de ani, Cosma Marius, 19 ani, Boțoc Luminița Florina, 13 ani, Taco Gabriela, 14 ani, Mardare Adrian, 18 ani, Lemțoc Vasile Marius, 19 ani. Ce știm despre oamenii aceștia? Doar atât. Au căzut sub glanțele represiunii Revoluției din decembrie 89. De atunci se numesc Eroii Timișoarei. 30 de ani. Avram Ion Vasile, 40 de ani. Ianoș Paris, 28 de ani. Briciu Leontin Achim, 26 de ani. Iosub Gheorghe, 19 ani. Judea Dan Andrei, 21 de ani. Cosma Marius, 19 ani. Boțoc Luminița Florina, 13 ani. Taco Gabriela, 14 ani. Mardare Adrian, 18 ani. Lemțoc Vasile Marius, 19 ani. Cruceru Gheorghe, 21 de ani. Andrei Maria, 20 de ani. Apro Mihai, 31 de ani. Avram Vasile, 40 de ani. Ianoș Paris, 28 de ani. Briciu Leontin Achim, 26 de ani.
o șansă să fii și anul întâi și să participi și la un asemenea eveniment săptămâna ușilor de festival ca organizator? Desigur că este o șansă, mai ales că într-un fel de partea cea mai grea a lucrurilor o să ocupă cei mai mari și noi avem posibilitatea să învățăm de la ei, deci în același timp să fim în mijlocul acestor evenimente și în același timp să putem să lăsăm cei mai greu pe seama celorlalți. Dar bănuiesc că la anul ceea ce este mai greu va putea totuși pe seama voastră. Da, din fericire, adică, sau și din fericire și din afericire. Pe mine cel puțin mă sperie puțin ideea asta, dar sperăm că va ieși și mai bine la anul, având în vedere că sunt aceste experiențe de acum și pe care vom vedea cum vor da roade la anunț și în anii următori. Mai ales că această manifestare este ceva foarte binevenit, pentru că institutul nostru, Academia de Teatru și Film, înainte să numai institutul, ușile au fost cam închise până acum și treceam pe lângă alții pe culoare, ne cunoșteam eventual, dar ne cunoșteam în mod civil și a fost prima dată când am avut ocazia să vedem, să ne vedem unii pe ceilalți, să vedem ce realizează fiecare și a fost foarte binevenit pentru toată lumea, pentru toate secțiile. De exemplu, după examene se întâmplă ca studenții de la actorie și studenții de la regie să vină la noi să ne întrebe cum a fost. Aveau, se simțea în ei o mare nevoie să pronunțe cineva, aveau mare nevoie de o părere. Îi simțeam bine ajutorați, dar nu sunt emoție. Este, cum se spune deseori, ori artistul este o persoană foarte sensibilă și are nevoie de încurajare, o confirmare, are nevoie să fie ajutat în lupta cu el însuși și în nelămurirea sa față de ceea ce a realizat. Și cred că modul ăsta de a ne ajuta unii pe ceilalți este foarte binevenit. Mulțumesc frumos! Am avut senzația că în această săptămână s-au deschis nu numai ușile studenților de la teatru, ci și ale celor de la teatrologie, ci ale celor care studiază fenomenul de teatru. În acest punct de vedere, cum consideri această experiență? Dacă nu încerc concluzii. Da, dar concluzii. Eventual, în artă, când încerci să dai concluzii și când spui totul este bine sau aici e bine, aici nu e bine, trebuie să ieși la pensie. Așa se spune. În artă nu că nu sunt bune concluziile, dar pentru fiecare lucru există un timp, eu așa cred. Și pentru fiecare lucru există un timp în lumea asta. Și există un timp al jelanii și un timp al jocului. Noi acum suntem în timpul jocului și de jelit o să jelim după aceea. Sau o să jeliți la următorul festival? Nu, la următorul festival. Următorul festival va fi tot în timp al jocului. A fost frumos, iar